Sfântul Ioan Gură de Aur s-a născut la Antiohia, anul nașterii sale fiind plasat între 344 și 354. A fost botezat la vârsta de 20 de ani și a studiat filozofia și retorica. A fost hirotonit diacon, apoi preot, iar după moartea lui Nectarie, patriarhul Constantinopolului, Sfântul Ioan Gură de Aur a fost ales patriarh al Constantinopolului la 28 februarie 398. Sfântul Ioan Gură de Aur, patriarhul Constantinopolului, un părinte important al bisericii noastre ortodoxe, un părinte care prin activitatea, dar și prin viața pe care a dus-o, a pus temelia împreună cu alți ierarhi importanți ai bisericii, a pus temelia învățăturii pe care noi o împărtășim de 2000 de ani, o împărtășim într-un mod deslușit, o împărtășim astfel încât toate tainele necesare în vederea mântuirii oamenilor să fie deslușite și la îndemâna lor. Așadar, astăzi ne bucurăm de aducerea aminte și de pomenirea celui care a reușit prin ceea ce a făcut, prin ceea ce a însemnat și înseamnă de-a pururi pentru biserica noastră, o piatră de temelie. Într-o vreme în care clerul cetății era vehement criticat pentru stilul său de viață luxos, Sfântul Ioan era hotărât să reformeze clerul din Constantinopol. Eforturile sale s-au lovit de o serioasă rezistență și au avut efect limitat. Ca teolog, el a fost și rămâne foarte important pentru creștinătate. Din tinerețe înțelege că viața care îi se potrivește, o viață pe care să o exploateze la maxim vis-a-vis de darurile pe care i le-a dat Dumnezeu, înseamnă închinarea vieții lui Dumnezeu. Sfântul Ioan Gură de Aur ne dă pildă că și cei care sunt extrem de dotați intelectual, oamenii aceștia care mereu ar putea să reprezinte o piatră tare pentru înțelesuri religioase, pentru înțelesuri bisericești, iată-i și pe ei regăsindu-se în interiorul bisericii, fiind folositori bisericii și cu toată știința lor și cu toată punerea minții la contribuție atunci când este necesar, cu toată logica, cu toată raționarea pe care ar putea o face un om, n-au negat vreodată existența lui Dumnezeu, ci din contră. Sfântul Ioan Gură de Aur este un nume de referință în ortodoxism. Acesta a armonizat viața liturgică a bisericii, revizuind rugăciunile și indicațiile din Sfânta Liturghie. Până în zilele noastre, Biserica Ortodoxă celebrează cel mai adesea dumnezeiască liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur.